În perioada 2007-2013, Primăria Municipiului Medgidia a depus un număr de 35 de proiecte, dintre care au fost acceptate doar 24. În 2010 s-a derulat programul Un sprijin necesar pentru elevii de etnie romă și turcă, prin care s-a urmărit prevenirea abandonului școlar în rândul acestor elevi. În prezent se lucrează la reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi, dar și a parcurilor din oraș. Pentru că ne propunem cu toții să atragem pentru fiecare localitate fonduri cât mai multe, nevoile comunităților fiind foarte, foarte mari. Sigur, întârzierile în atragerea fondurilor europene sunt mari. România a atras 4-5% din fondurile europene pe unele programe, cel mai mult pe programul operațional regional 14%. Un asemenea procent de absorpție a fondurilor europene este unul aproape derizoriu în raport cu nevoile comunităților și în raport cu necesitățile României. Potrivit unui raport al Guvernului care centralizează stadiul accesării fondurilor europene și de coeziune pe fiecare program operațional în parte, cea mai mare rată de absorpție o întâlnim la programul operațional regional 29,5% și la programul operațional dezvoltarea capacității administrative 24,6%.